Festivalul își deschidea porțile la Craiova în 1969, în memoria celebrei cântărețe. Inițiatorii de atunci ai proiectului o cunoscuseră pe artistă și au dorit să-i aducă astfel un omagiu. Ca un argument în plus, multe dintre cântecele care au făcut-o cunoscută pe Maria Tănase au fost culese de pe meleagurile oltenești. Festivalul Maria Tănase este făcut de o mână de oameni de la Casa Regională a Creației Populare. Când Baban, director de atunci, Constantin Baban, a spus, hai bă să facem ceva. Să ieșim din comun. De-a lungul întregii sale existențe, Festivalul Maria Tănase a fost o manifestare de prestigiu, constituindu-se într-o veritabilă rampă de lansare pentru tinerii interpreți. Festivalul Maria Tănase este cea mai longevivă manifestare de gen din România, este un festival național cu participare internațională, sunt 44 de ani de festival, este centenar de la nașterea Mariei Tănase și prin urmare ne dorim o ediție cu totul și cu totul deosebită. Festivalul Maria Tănase este cea mai veche manifestare de gen din țară. Toate cele trei seri de spectacol vor fi transmise în direct între orele 19 și 24 pe TVR Craiova și TVR3. Mie-mi place dragostea și când îmi pup pe neica, mie-mi place dragostea și când îmi pup pe neica.